Wallace da Silva așteaptă cu mare nerăbdare derbiul din Amosteaua. Ultimul gol marcat de brazilianul Stele în Liga 1 a fost reușit chiar împotriva lui Dinamo pe vremea când evolua la Juventus București. Am câștigat meciul cu 2-1 și eu am dat golul 2. Din pasa unui coleg actual. Corect. Din pasă lui Drăghici. Așa e, așa e. El mi-a dat pasă și eu am reușit să o marchez atunci. A fost o foarte frumoasă. A fost primul meci atunci cu Juventus. Când i-am bătut 2-1 chiar în, în Ștefan cel Mare, unde am dat două pase de gol. Sper să se întâmple la fel și, și în meciul ăsta. Stefan Drăghici a fost desemnat fotbalistul lunii august de către suporterii Stelei. Am avut început, un început bun de sezon și sper să o țin pe această cale. Cum vezi derbiul cu Dinamo așteptat de toată lumea? Da, normal, este un derby așteptat de toți, toți suporterii noștri chiar dacă este, suntem în Liga a doua, este un derby important pentru sportul noștri care trebuie să-l câștigăm. O să fie o, probabil o atmosferă foarte frumoasă și atunci eu cred că îți dă și mai mult adrenalină atunci în, în timpul jocului și înainte emoții mai mari dar trebuie să, să, ne pregătim și mental și psihic că există o presiune mult mai mare, având în vedere că joci împotriva dinamului și din partea suporterilor noastre și pentru noi este un derby și, și, ar fi frumos să, să ieșim invigători. Wallace da Silva a ajuns la Steaua în februarie 2020, pe când echipa era în Liga a 4 Chiar dacă era în Liga a 4 mă gândeam să ajungem în momentul ăsta să joc derby, să promovezi în Liga 1, de păcat, nu s-a putut anul trecut. Meciurile astea mi-a făcut pe mine, sincer, să vin aici, să pot să am ocazia și să joc împotriva celelalte echipe mari din România. Wallace este convins că echipa va lega mai multe victorii în meciurile care urmează. Am început un pic mai greu, dar bine că am avut acum două victorii consecutive, chiar dacă n-am arătat așa cum vrea Vede Daniel, dar eu cred că ușor-ușor o să ne revenim în formă și o să fim mult mai bine. Nu trecut, dacă stăm să ne gândim, etapa 6, după etapa 6 aveam 13 puncte. Sper că și după etapa 6 de acest sezon să avem tot 13 puncte. Ce ți-ai propus în acest sezon? Pe plan personal să-mi să ajute echipa cât mai mult. Goluri, asisturi, nu contează și să ajungem în play și de acolo să vedem ce va fi. Noi suntem cumva obligați să terminăm mai, mai bine decât anul trecut și noi cred că avem o echipă bună, avem potențial și, și putem să terminăm pe locul 1-2, depinde numai de noi.